Reprezentanții Palatului Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin au anunțat că intenționează să depună la începutul anului viitor două proiecte pentru a pune în valoare mai bine Castelul Artelor și Cetatea Medievală a Severinului. În acest scop se intenționează obținerea finanțării de la Administrația Fondului Cultural Național. În ultimii 4 ani, municipalitatea a mai primit finanțare prin AFCN pentru alte 10 proiecte. Reprezentanții Palatului Culturii Teodor Costescu au un plan să depună două proiecte pentru obținerea finanțării de la AFCN la începutul anului 2023. Astfel, la ultima ședință a Consiliului Local, aleșii și-au dat acordul pentru depunerea celor două proiecte. Cele două proiecte pe care le-am aprobat și pe care le propunem spre finanțare se referă, pe de o parte, unul dintre ele, la punerea în valoare a cetății medievale a Severinului. Este un proiect în valoare totală de 100.000 de lei, 1 miliard de lei vechi, din care finanțarea fondului de mediu este de 170 de milioane, iar cofinanțarea noastră este de diferența de 15.000 de lei, 150 de milioane de lei vechi, iar cel al doilea proiect se referă la punerea în valoare a Castelului Artelor, se numește Apa din instalații și se referă la crearea unor lucrări artistice cu această tematică a vechii funcționalități a Castelului de Apă. Cele două proiecte sunt dedicate cetății medievale a Severinului și Castelului Artelor. Ne dorim foarte mult să punem în evidență valoarea acestui obiectiv turistic. Am intitulat noi acest proiect Apa din instalații, gândind la o conexiune între ceea ce pot să facă artiștii ca și expoziții legate despre ecosistemul Dunării, despre insula Adacale, despre istoria acestui turn de apă, bineînțeles, având la bază vechea funcțiune a turnului de apă. Trebuie să profităm de această funcțiune pe care a avut-o odinioară turnul de apă și să îl punem în valoare, să continuăm toate aceste proiecte de intervenție asupra patrimoniului cultural al orașului Drobeta Turnu Severin. Orașul are parte de proiecte noi și, cum spun eu de fiecare dată și cum deja spectatorii știu, și telespectatorii, proiecte noi, bucurii și mai multe pentru urbea aceasta frumoasă. Două scene inițiază, așa se cheamă proiectul, Două scene, inițiază în peisajul cultural local conceptul de dramaturgie combinată cu câteva tehnici de reprezentare artistică și tehnologie în valorificarea patrimoniului imaterial al cetății Severinului, iată unde ne și aflăm, cunoscut din surse istorice, legende, practici, ritualuri de luptă, muzică de delectare, evenimente festive. Cele două proiecte vor fi depuse la începutul anului viitor și așteaptă finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național.